spălai pe exerciții de algebră și de geometrie. Adie, știi cât mă bucur de tare? O spui din inimă. Deci asta e starea de bine pe care și eu împrumut de la tine. Vorbeam mai devreme, în scurt timp ne-am mobilizat, nu știam cum vă face astăzi, a fost o surpriză și pentru voi. Și am înțeles că în clipa în care mesajul a ajuns la voi, a spus, gata, ce bine e că ajungem. Iată, asta, așa starea voastră am împrumutat-o și eu și pornim la treabă fără să stăm pe gânduri. Deci tema pentru acasă. La geometrie. La geometrie. El e la comandă și până schimbăm, da? Facem cam un două. Tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a șasea. Da? Clasa a șasea. Poftim. Dă-i drumul, Adi. Citește-a. Nu am apucat să notez. Hai, dar cineva să citească, dacă nu. Citește, dar nu știe că nu mi-a dat cartea lui. Așa, asta e cartea mea. Hai. Zi. Bă, v-ați împărțit și una între cititul 19B și 23. 19B, 20 și 23. Ce 20 și 23? Bă, da, bă. La 19B. Pentru A, B, C, determinați anterior, rezolvă... Nu, atunci îmi dai și A-ul. Da, A. Determinați numerele naturale nenule A, B, C. Determinați numerele, numerele naturale, nu? Da. A, B, C, care aparțin numerelor naturale, da. Așa. A, B, C, știm că sunt invers proporționale cu... Că. Mulțimea asta, anume doar A, B, C, în această ordine, da. Mulțimea este invers, invers proporțională, cum la casă, la sănătate, I, P, I, da, I, P. I, da, sunt invers proporționale cu... Invers proporționale cu 1 pe 0,4. 1 pe 0,4. În perioada 4. Ah, perioada 4, bun. Așa, după aia 1. Așa. Și 1 supra 0,4. 1 supra 0,4. Deci, da. Găsim pe A, B și C, așa... Și mai zice și că C plus B... Așa, excelent. Și că C plus... C... Plus D... Și A... C plus B. C plus B, virgulă A... Da. Virgulă A... Da. Cu bară deasupra atunci. Nu, nu ne zice. C... A plus... C plus B... B și virgulă. Întrebe. Aaa, stai, păi, dar așa, mă. C plus B și A, da. Două paranteze egal cu 1. Egal cu 1. Adică numere prime. Aaa, stai, mă. Păi vorbește, mă, cât mai... Păi și cât între ele. Sigur că da. Deci să găsească... Mai avem condiția că C plus B și A, cel mai mare divizor comun a numerelor acestora, e 1, da? Da. Adică ele sunt primii între ele. Ar fi 3 cu 7, 3 cu 5, dă 3 cu 6, bine? Sunt primii între ele? Nu. Ca au pe doi divizori. Da. Dar 3 cu 9? Nu. Nici 3 cu 7? Da. 14 cu 3? Da. Sigur că prezis. Asta înseamnă să nu mai văd decât pe 1 ca divizor. Deci așa o să scriu și noi. E cam cu 1. Cine vorbește? Pot fi Miruna. A pe 1, putem scrie A ori 1 așa. Pe 0. Deci faptul că sunt invers proporțional înseamnă că A înulții cu 1 pe 0,4, adică zicem 4 deodată pe 9. Egal cu B și egal cu C ori 1 pe 10. B ori 1, ca să fie pentru toată lumea înțeles. Și egal cu C ori 1 pe 4 pe 10. 1 supra 4 pe 10. 4 pe 10. Bun. Și atunci A... Echivalent cu? Hai să muncim să le organizăm. A pe 4 pe 9. 9 A pe 4. Așa. 9 A supra 4. Egal cu B, egal cu? Egal cu B, egal cu 5 C pe 2. 4. Adică 5 C, 5 C pe 2. Bine? Da. Așa simplificat. 5 C supra 2. La care adăugăm că sunt prime între ele. Adică C plus B și A prime între ele. Cum să zicem?
Cum ar fi tradus acest lucru? Păi A egal cu 4B pe 9. Cât? A egal cu 4B pe 9. A, stai puțin, că nu e... Îl scoatem și pe A și pe C divide de B. Deci A? A egal cu 4B pe 9. De aici, A egal cu 4, B, B. Să scoatem totul în funcție de B. Hai să scoatem cu K. Copii, hai să notăm cu K. Valoarea raportului. Și acum să zicem, deci, A egal cu... Deci, A egal cu 4K pe 9. Dacă e bine, 4K pe 9. Deci A egal cu 4K pe 9. A e număr natural. Exact, știm asta. B-ul egal cu K. Kappa. No. Egal cu Kappa, da? Și C egal cu... cu 2K pe 5. Pe 5. 2K pe 5. Înseamnă că... Ai punctat foarte bine, Miruna. Faptul că B egal cu K și despre B știm că este număr natural. B e număr natural. Atenție multe că aici cred că e secretul problemei. Înseamnă că nu divide 4K. Înseamnă că divide la 4K la A. O secundă. Să tragem concluzia. Că faptul că B egal cu K, iar B e număr natural, înseamnă și K număr natural. Da. Deci valoarea raportului aici trebuie să fie număr natural. Deci rezultă de aici că acest K aparține numerelor naturale. Foarte tare chestia asta. Deci la valoarea raportului este un număr natural. Acum, cum A e număr natural și egalul K e număr natural și egalul ăsta trebuie să fie număr natural. Când se va întâmpla așa? Când A va aparține numerelor naturale? A va aparține numerelor naturale. Când 9 divide 4K. Așa, Miruna. 9 divide pe 4K. 9 nu divide pe 4. Atunci pe cine trebuie să-l divide obligator finim? Îl divide pe 4, Robert? Îl divide pe K, da? Deci neapărat că 9 sau K, K, vă spun că este egal multiplu de 9. Uh-huh. 9 ori în P. Neapărat trebuie să fie 9 ori P, că numai așa 9 cu 9 se simplifică. Uh-huh. Altfel, intrăm în contradicție, da? Deci de aici rezultă, cum ai număr natural, înseamnă că acest K e de tipul 9 P. 9 P. Bine. Mergem mai departe. Faptul că C e de 2... C aparține număr natural, deci... Așa. Kappa egal cu... Kappa egal cu... Nu. Kappa egal cu... Cu 5... Cu 5... Cu 5 M, să zicem. Deci, de faptul că e multiplu de 5, da? Da. Dar nu neapărat un multiplu cu P. Și un multiplu cu, cu altă constantă. Da. 5 mâni. Uh-huh. Ai zis bine. Că nu avem niciun motiv să spunem tot multiplu de P. Ci un multiplu de 5. 5 da? Mâni. Deci vom spune că K este 5 mâni. Acum, e vorba de același K și sus și jos. Deci 9 P divide 5 mâni. 9 P egal cu 5 mâni. Egal. Chiar egal. E de același capa, deci egal. Deci 9 P egal cu 5 M. Când se întâmplă egalitatea asta? Când... Când capa e număr natural. Egalitatea asta, când credeți că are loc? Când P și M sunt egale. Când P ori... Când 9 ori P egal cu 5 M. Când? Când înmulțite... Când P divide pe M și M divide pe P? Dacă P divide pe M și M divide pe P, înseamnă că sunt egale. Da? Când M îl divide pe 9 și asta P îl divide pe 5. Asta e tare. M se divide pe 9. Da. Și P se divide pe 5. P divide pe 5. Deci de aici rezultă neapărat. Că M trebuie să fie un, cât ai zis tu, 9 L, 9 L, și P trebuie să fie un 5, un 5, X. X. Așa, 5 X. Cu alte cuvinte? Și acum locuim acolo. Ia să vedem, dacă vine așa, pe M îl punem 9 L, pe P îl punem 5 X. Da, așa.
este egalitate. Da. De aici va rezulta ce? Hai să vedem cum 9 pe egal cu 5 real. Înseamnă că 9 ori 5x. 5x este egal cu 5 ori 9 el. 9 el. Adică 45x egal cu 45 nu. Da. Adică x egal cu nul. Da. X egal cu nul și asta e foarte tare. Pentru că în clipa asta nu mai punem x, ci punem l. Deci, pe o trebuie să fie 5l. Obligatoriu ca să fie egalitate. L e egal cu cât am spus, x, nu? Da. Cu x. A. Ei, le luăm încă o dată raționamentul ca să vedem drumul pe care l-am parcurs până aici. Robert, hai să povestim. Deci, faptul că sunt invers proporționale, vorbește. Faptul că sunt invers proporționale înseamnă că A ori 1 pe 0,4, adică 1 pe 4 pe 9, adică 9A pe 4, da, egal cu B ori 1, egal cu 5C pe 2. Perfect, nu? Da. Am tradus chestia asta. Nu ne-am priceput cum să folosim condiția aia, de aceea ne-am retras. Nu am avut curaj să interpretăm faptul că C plus B și A sunt prime între ele. Că n-am văzut de unde se apară C plus B și wow, acolo. Și atunci am zis, hai să notăm cu K. După care am scos pe A ca fiind 4K plus 9, B egal cu K și C egal cu 2 K pe 5. Ei bine, A fiind număr natural, înseamnă că egalul său trebuie să fie număr natural. Înseamnă că K-ul ăsta, fracția asta trebuie să dispară, să fie un număr natural. Ori se întâmplă asta numai 9 nu-l divide pe 4. Obligat trebuie să-l divide pe K. Deci K trebuie să fie de tipul 9P. Analog, din C egal cu 2K pe 5, K va fi 5M. Fiindcă e același K, avem egalitatea de aici. Da? Același K, am egalat. Și egalitatea asta ne duce spre M egal cu 9L și P egal, am zis, 5L, puteam X în prima fază, dar înlocuind am ajuns că X egal cu L. Și atunci am revenit și am notat pe M și pe P. Și acum, dacă M de tipul 9L și P de tipul 5L, ne întoarcem în K. K arată cum? 9, P. K. E 45 L. Da. 45 L. Deci am tras concluzia că acest K e 45, e bine 45 L? 9 ori P. P 5 L. Hai să scriu așa. 9 ori 5 L. Și egal cu 45 L. L-am aflat pe K. Dacă ne ducem jos, tot 45. Da. Și acum să facem 2K pe 5 este egal cu 45 și 4K pe 9. Ne ducem jocul pe K. Da. Deci avem așa, din raționamentul făcut de până acum, A egal cu 4 pe 9 ori K, care e 45 el, 45 L, și 9 se schimbă 45 și vine 5 ori 4, 20 L. 5 ori 4, da. Da, bine? Da. B egal cu A, de vorbește. B este egal cu K. 45 L. Perfect. 45 L. C este egal cu 2 18. Pe 5 ori 45 L. Se da. Simplifică 45 cu 5 și dă 18? Nu. Nu. C egal cu 18 L. Iată că avem pe A, B și C. Da. Acum ne întoarcem și vedem ce înseamnă C plus B și virgula A. Adică C plus B. Adică C 18 B, virgula A, în paranteză, cel mai mare divizor al lor, va fi egal cu 1, așa ne spus, fie da. Egal cu 1. Echivalent cu? Echivalent cu 18 L. 18 L. Da. Plus B-ul 45 L. 45 L. Virgulă. Da. Virgulă, ăsta, virgulă 20 L. 20 L. Și astea sunt egal cu 1. Da? Egal cu 1, echivalent cu? Scoatem un factor comun. Da. Și L pe lângă,
18. Ia să mai vedem, mai putem scoate ceva? 18L plus 45L, chiar 9L a ieșit. Dar nu putem să le adunăm? Da, nu, că domnul nu spune. Dacă e egal cu 63. Sigur că da. 18 plus 4, 63. Da. 63. Foarte bine, 63. Uite, un moment, eram neatent. 63L și virgulă 20L. Asta ca să fie prime între ele, astea, trebuie ca Y să-l divide pe A. Cât să fie L-ul? După voi. Păi ca să facem 60 și... Ca să fie... L-ul să fie 1. Să fie 1. Cel mai mare joc ca un al lor să fie 1. L-ul să fie 1. Păi chiar astea sunt și numere. Deci dacă L-ul ar fi 2, înseamnă că ar exista divizorul comun. Da. Da. 2. Deci 1. Deci ca să fie cel mai mare divizor comun al acestor două numere să fie 1, neapărat e egal cu 1. Deci de aici rezultă că L e egal cu 1. Rezultă că Y divide A și Y divide B plus C. L divide A și L divide B plus C. Cum? Dar el dacă e 1 e terminat din listul. 63 și 20 nu am niciun divizor comun. Păi și eu așa a zis că 63 și 20. Deci dacă L ar fi luat altă, ar lua altă valoare, atunci am avea pe L ca divizor comun. Deci, se vede clar că între 63 și 20 n-am niciun alt divizor. Și atunci ar fi că cel mai mare divizor comun al lor este egal cu L. Și obiectul să fie 1, nu e egal cu 1. E terminat. Asta e punctul A și avem punctul B. Deci A egal cu 20. O, stop. Mi-a plăcut de greșit foarte tare. Și mie. Da? Hai să-l numerăm o dată. Vrem să savurăm frumusețea greșitului. Și vreau să vă spun cum am gândit. Sper că m-ați și urmărit. Am zis așa. Faptul că cel mai mare divizor comun al lor este 1, n-am putut interpreta foarte repede. Și atunci am zis așa. Hai să scriem raportul, șirul de proporțiile acestea, egal, valoarea raportului egal cu K. Îndată am, ce-am făcut aici? Am scos pe A, B și C din stincă raportul K, în funcție de K, și a fost esențial că e număr natural. Dacă autorul ne spunea K, B și C sunt numere naturale, nu puteam continua. Și am fructificat foarte atent. Și am zis, dacă A vrea să fie număr natural, cum spunea autorul, neapărat trebuie să fracția asta să nu mai existe. Adică 9 trebuie să divide fie pe 4, fie pe K. Pe 4 nu poate, atunci pe K. Deci K trebuie să fie 9 P. Am zis noi. B e egal cu K. Deci K e număr natural. C e egal 2K pe 5. Deci 5 trebuie să-l divide pe K obligatoriu. Și atunci K e de tipul 5. N-am spus 5 P. Ce o altă valoare. Multiplu de o altă valoare. 5M. Și aici e punctat foarte bine. Deci, atenție foarte mare la chestia asta, că dacă spuneam 5L, tot 5P, ar fi fost o greșeală. Da. Pentru că aș fi spus că e multiplul de același număr. Și în clipa în care mă luam K egal cu K, ar fost 5P egal, 9P egal cu 5P, P cu P se simplifică și acum ar rămâne că 9 egal cu 5, o prostie. Da. Da? Și aici... Deci unde se încurca ieșițiul? Acolo. Dacă luăm 5P din faptul că e același K, prin simplificarea lui P, e egal cu, nu e egal cu 5. Și nu era de e tâmpenie. Și P îl dividea pe 5, acum P îl divide pe asta 5. Asta valorificăm egalitatea de aici, înseamnă că P nu-l poate divide pe 5. Deci P trebuie să-l divide pe 9 sau pe M, deci M e multiplul de P. M multiplu de 9 și P multiplu de 5, ca să aibă loc de egalitatea asta. M multiplu de 9 și P multiplu de 5. Și la noi am pus. Din nou suntem atenți. Nu punem același multiplu. Uh-huh. Nu, am zis L, n-am zis tot L, am zis X. Da? Și din egalitate, faptul că se întâmplă acolo, înlocuiesc pe M și pe P aici, 45X egal cu 45 L. 45, da? 45, da, 9, 5, a spus bine. 5 ori 9. 5 ori 9, da. Din egalitatea asta înseamnă că X se calculă. Și mi-am permis să înlocuiesc pe fostul X cu L. Și de clipa în care
M-ul și P-ul sunt cunoscute, înseamnă că voi afla. De K, dar profesor, fi... acolo ne-a scris 9 ori 5 X, trebuia 9 ori 5 L. 9 ori 5? L. Păi cine, am pus X pe X? Noi am lucrat X prima dată. Uite, am zis aici X. Adică, tocmai asta exista. Înțelegi? Acolo și... spus de asta, mă, cred da, că da, 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 da. Și turmul ăsta devine L. Din egalitatea asta. Da? Deci... Da? Nu, prea. Mă bucur, mă, gata, mi-am luat pe pișă. Ia asta treaba. Mie nu am făcut o școală cu capa. Da, deci... Ca idei, ați lucrat așa. Bine. Da? Deci, a de interes, am pus X, din egalitatea asta pe simplificare cu 9 ori 5, 9 ori 5, L egal cu X. Și dacă L egal cu X, ne întoarcem și în loc de X, punem L. Ca să fie acum, clar că am ajuns la egalitatea asta. Și K-ul devine 45L și atunci aflăm pe AB și C. AB și C funcții de L. Ne întoarcem. Acum e momentul când fructificăm. Exact. Cel mai mare vizor comun al lor este 1. Că știm pe C, pe B și atunci C plus B 63L și celălalt este 20L. Da, și aici... Și cel mai mare divizor, dacă nu le pe L egal cu 1, atunci are altă valoare. Și L este 2, 3, dacă le iei așa, înseamnă că cele mai mari sunt comun. Dar trebuia să fie prime între ele. Așa cum sunt 63 și 20. Dacă se întâmpla să avem un divizor, ar fi fost o tâmpenie. Dacă ar fost 20 și 62, 20 și 62, aș fi avut pe 2 divizori, să zic. Și 2 divizor nu-mi place deloc. El ar fi fost, dar ce? Și atunci ne întoarcem repede și vedem undeva am ieșit noi. Da? Deci așa trebuie văzut. În clipa în care lui e egal cu 1, înseamnă că știm pe AB și C, nu? Da. Da. A, B și C cât sunt acum? Păi A 20L, B 45L și A 45L. Am zis, undeva este. A 20L. Egal cu 20, cum deci, ar fi? A egal cu 20 ori 1, 20. B egal cu... 20. Nu, B egal cu 45. 45, egal cu 18. Și C egal cu 18. Pentru L egal cu 1, nu? M-am da, da. Iată, am aflat pe A, B și C. Elaborând un raționament corect, din etapă în etapă și urmărind cum stau lucrurile două. Deci am fost punctual. Dacă mă duc spre punctul B, nu știam de A, B și C, da? Da, da. N-aveam cum să mă duc. Haide, vă rog, acum. Așa, B. Pentru A, B și C determinate anterior, rezolvați în N steluat... Deci pentru A, B și C determinat. Așa. Deci pentru A, B și C determinat. În anterior, rezolvați N stelat C supra 6X minus A supra 5Y egal cu B supra 45. Deci, cu A egal cu cine? Dictați-mi. A egal cu 20, B egal cu 45, C egal cu B egal cu 45 și C egal cu 18. Cu aceste valori. C supra 6X. C supra 6. Minus A supra 5Y. Minus A supra 5. Egal cu B supra 45. Aici te pot să mai zice B la. Supra 45. Bine? Așa e? Da. Păi locuim, nu? A, B și C că știm. Sigur, dar mai trebuie ceva. Că mai trebuie ceva. Domnul ne cunosc. Și Y că mai trebuie. O relație între ei și Y, ca să mă întreb. Ai scris? A. Da. Așa, de... Punctul B. Este la domn profesor. Cine? Faptul că X și Y sunt din N stelat? În N stelat, da. X și Y sunt din N stelat. Da. Acum, asta îmi spune că dacă X ar fi 0, sau Y ar fi 0, nu s-ar putea. Nu. Pentru că împărțirea la 0 nu are sens. Ăsta e motivul pentru care îmi dă X și Y din N stelat. Dar mă ajută. Faptul că și X și Y sunt numere naturale, visez, ce bine ar fi să ajung să am vreodată un produs din toate mișcarea care să o fac eu acum, să-mi fie X ori Y egal cu un număr. Și X ori Y egal cu un număr, m-aș gândi, cât ori cât să dea numărul acela.
Și aș lua toate variantele. Corect. Da. Să împărțim la doi numărul ăla. Deci să fac produsul lor. Să numim, da? Mine. Da, muncim. Ce? 18 așa? Elimină numitorul. Care ar fi aici? Dar înlocuim, sigur că înlocuim. Deci ce-o, cât e bine? 18 pe 6x. Hai, dictează, Mirona, 18. 18 pe 6x minus 20 pe 5y egal cu 45 pe 45. Pe 45, da? Egal cu 45 cu 45 se simplifică și egal cu 1. Echivalent cu? Cu 18 cu 6 se simplifică. Da, și dă 3 pe x. Și dă 3 pe x minus 4 pe 3 egal cu 1. Deci, da. Să vedem acum ce facem. Amplificăm 4 pe 3 cu... Nu. Y-ul la... O să fie XY. Da, în numitorul XY, da? XY, da, și amplificăm cu Y pe prima cu X. Da, și vine 3Y minus 4X egal cu X ori Y. Da. Asta e relația. Putea să fie drăguț autorul și să spune, mai, găsiți pe X și Y, X și Y numele naturale, încât să se întâmple așa, 3Y minus 4X egal cu X ori Y. Dar nu a fost așa. Nu pot să muncim, să facem chestia asta, să vedem ABC, să o legat de chestia anterior. Deci face o treabă deșteaptă. Nu s-a întâmplat să fie X ori Y altul număr, ca să mă duc așa. Dar șanse am să am. Duc pe 4x în dreapta, adică atunci am 4x în ambii membrii. Robert, te rog să spui ce devine. 3y devine? 3y egal? Egal cu x ori y. Plus 4x. Da. Deci am adunat 4x și în stânga și în dreapta. Există limbajul ăsta că duci în membru și ala cu sens schimbat, dar nu pot să mă pronunț la voi, pentru voi. Pentru că n-aveți așa... Așa a zis doamn profesor și noi așa am și-o învățat. Așa vă spune? Da. O, ce bine a fi și pentru noi. Ce? Deci spune că... Așa ne-a învățat, că duci în cu se schimbat. Da? Dar... Și învățătoarea voi zice așa? Da. Și învățătoarea și doamnă. Impropriu spus pentru copii. N-ai cum să le spui, că el te întreabă, de ce cu se schimbat? Da, nu, 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 nu. Dar uitați cât e clar că adunăm 4xy și 4x și în stânga și în dreapta. Și acum vine 3y plus 4x ăsta care îl punem în stânga. Minus 4x egal cu xy plus 4x. Corect, x, 4x cu 4x se simplifică. Este... Da, ăsta e motiv când duci în partea așa, cu sens schimbat, dar se adună opusul. Așa e pentru ca să fie înțeleasă chestiunea. Mi-ai întrebat. Da? 3y egal cu xy plus 4x, bine? Da. Robert, te rog acum, ce am putea face din ăștia doi termeni? Îl dăm pe x factor. Corect, corect. Pe x factor comun. Deci vine 3y echivalent, va spune că 3y egal cu x pe lângă, y plus 4. Și acum, iată o poveste. Foarte frumoasă. 3 înmulțit cu ceva egal cu alte două numere înmulțite. Care ar fi varianta de lucru de aici? Că dăm pe variante? Da, cum am gândit? Păi să facem așa, 3 ori... 3 ori, să zicem un număr, 6, egal cu 6 plus 4. De exemplu, dacă oare s-ar putea, e 3 ori ceva? Oare s-ar putea ca y plus 4 să fie 3? Da. Deci aș avea variant y plus 4 să fie 3 și x să fie egal cu y. Da. O primă variantă. Hai să vedem, să o gândim. Deci dacă se întâmplă așa, ar trebui să fie y plus 4 odată egal cu 3. Și, pe loc, și, da. Obligatoriu, simultan, da. Se întâmplă asta. Și x egal cu y, da? Da. Lui y care e pozitiv, lui y care e număr natural, ne pun 4 să face 3? Da, nu, imposibil. Se poate. Imposibil, asta nu se poate. Dar nici nu se poate, în primul rând. Dar un număr mare adună cu 4 să te. Deci asta e imposibil, da? Imposibil. Bun. Alte situații, cazul întâi, alte situații.
Deci y plus 4, 4 putea să fie 3 sau y plus 4 să fie egal cu y. Da. Nu, y să fie... A, da, tot așa. Y se egal cu 3 și y plus 4 să fie egal cu y. Așa. Poate? Y plus 4 egal cu... Și y plus 4 egal cu y. Da. Nu? Da. Și obligatorul și... Y se egal cu 3. Y se egal cu 3. Nu merge. Nu merge. Nu e așa și y. Deci, y s-a reduce cu y. Da. Fi, adică am scădea un y din da, din memory și ca să mă spune că 4 e egal cu 0. Imposibil. Ok. 2, 3. Ia să vedem 3. Ce mai am eu? Câte posibilități aș avea? Vreo 4, cred că. Nu? Am luat așa. Hai să vedem x. E y plus 4 să fie 3. Sau y plus 4 e egal cu y. Și au fost tâmpenii, da? Da. Să zicem că x egal cu 4. X egal cu 1. Da. X egal cu 1. Că, deci, încă o dată, y plus 4 l-am luat fie 3, fie y. Și nu a mers, nu? Nu a mers. Atunci, nemergând chestia asta, înseamnă că x-ul trebuie să poate să fie... Unul din ei poate să fie 1. 1, corect. Adică y plus 4 să fie 1. Hai să luăm așa. Să vedem, y plus 4 egal cu 1. Acum merge. Și? Nu merge. Nu merge. Păi, la y care a, e pozitiv plus 4, 4 să facă 1 și obligator ar trebui să fie 3y. Deci dacă y plus 4 e 1, x să fie egal cu 3y. Da, x egal cu 3y. Deci e imposibil. Dar trebuie să văd dacă y... Trebuie mai avem o variantă din mapa. Să urmărim. Dacă y e 2 cum? Și x e 1. Păi de unde? X egal, cum ai zis, Mirona? Dacă y egal, y egal cu 2 și x egal cu 1. Păi da, dacă y egal cu 2, Miruna, ce se întâmplă? 4 și cu 2 nu face 1 aici. Da? Deci, noi am mers pe varianta y plus 4 să fie... Pe y plus 4 să-l luăm la lucru. Y plus 4 să fie odată 3 și nu a mers. Y plus 4 să fie y și nu merge. Atunci y plus 4 poate să fie 1 și nu merge. Și nu-mi rămâne decât x-ul să fie 1, să încercăm și asta. X egal cu 1 și y plus 4 egal cu 3y. Y plus 4 egal cu 3y. Scădem un y din ambii membri. Minus un y și din stânga și din dreapta. Da? Și devine y scăzut y. S-a terminat. Da? 4 egal cu 3y minus y. 3y minus y cât face? 4 egal cu 3. 2y, nu? Și 2y egal cu 4. Și y egal cu 4. Y, 2 oricât se facă 4. 2! 2! Da, dar așa vizi eu acolo. Da, dar trebuie să-l dragi. E mai raționament pe acela, da? Să le elaborăm ca să vedem. Deci, aș vrea să vă propun să fiți atenți și să urmăriți cum am gândit. Deci, faptul că sunt două numere mulțite și să facă și eu egalitate, m-am luat de y plus 4. Y plus 4 poate să fie 3 și obligator y egal cu x, nu am mers. Y plus 4 poate să fie y, da? Da. Y plus 4 poate să fie y și obligator x egal cu 3. Și n-am mers. Și n-am mers că y plus 4 egal cu... y cu teata 2. Unde? La 2, da? Da? Y plus 4 egal cu y, eu putem pe ei. Da. Și acum zic, băi, ce mă fac? Că am zis, poate să fie 2, y plus 4, fie 3, fie y. Ce mă fac? Atunci, înseamnă că y plus 4 poate să fie 1. Nu, corect. Da? Y plus 4 să fie 1. Și 3y să fie egal cu x. Na. Dar din y plus 4 egal cu 1, iar e tâmpenii. Atunci, y plus 4 nu poate să fie 1. Am văzut? X să fie 1. Corect. Când am cerut lui x să fie 1, a rămas 3y egal cu y plus 4. Și atunci am mers. Și atunci am mers. Deci avem o singură pereche. X și Y. X egal cu 1 și Y egal cu 2. Puteam să ne ducem deodată. X, să supunem că ar fi varianta X egal cu 1 și Y plus 4 egal cu 3Y și atunci găseam soluția. Dar nu era suficient, că nu aveam analizat cazurile celelalte. Eu, profesorul care aș fi văzut că te-ai dus deodată și găsi soluția, tu ai fost încântat că găsi soluția la revedere, iar eu ți-aș fi depunctat masiv. Pentru că n-ai fi analizat celelalte trei cazuri. Dacă mai erau. Sigur că da. De unde știi că sunt unice? Corect.
Deci din punctajul care s-ar fi dat, îți dea 25 de studii. Dacă îți dea la ăsta un punct, dacă îți dea un punct, nici 25 nu dădea. Da, pentru că a scăpat analiza. Cea care e mai profundă, ce e mai valoroasă. Adică rezultat. Adică de întâmplarea că l-ai picat pe soluție și n-ai analizat unicitatea. Da, poate că tot la ghici, corect. N-ai analizat unicitatea. Tu aveai de epuizat toate cazurile. Abia acolo e analiza. Abia acolo eu punctez. Profesor, din mine așa face. Iar tu spui, m-a făcut, m-a depunctat. Profesorul e rău. Nu e adevărat. El a urmărit dacă tu ai elaborat un raționament corect. Da. Și punctajul valoros este analiza făcută. Ai înțeles, Ani? E nebunea la matematica asta. Chiar așa de dur să fie profesor. Cât de dur sunt de domn profesor? Da. Da. Păi așa au scos olimpici, domn profesor, mare. Sigur. Numai dacă analizezi cu foarte multă atenție. Ce faci? Ajungeți olimpici? Dacă le-a dea puntaj și domn profesor așa, ce bine ar fi. Ați fi corijat cu toată aia. Da, olimpici. Da, olimpici. Nu, poate altceva ai spus. Ai vrea să spui. Dacă la fiecare chestie s-ar insista pe partea cea interesantă, numai așa, vreau să vă spun, dragilor, vă mă adresez și tuturor cei care vor vedea filmul, că asta am făcut... Mă dumneavoastră profesorul nostru. Dar uite, sunt în momentul de față profesorul a mii și zeci de mii de copii. Da? Deci, asta e... E vorba de faptul că el a înțeles cât de important este să analizăm cu atenție fiecare chestiune. Nu? Asta ai spus tu, practic. Că ți-ai dori să fie așa o analiză de asta. Că de aceea ai venit acum cu atâta drag. Nu? Da. Asta e. Așa. Bine. Hai să vedem mai departe. Te terminați? Ia să vedeți ce greu e asta, domnul. Ori artă inicițională? 20. Mergem la 20. Hai să vedem. Determinați numerele naturale nenule A, B, C și D. Deci să găsim numerele nenaturale A, B, C și D. Deci, știind că A, B, C sunt nenule. Nenule. Deci aparțin numerelor lui Jens Stella. Da. Știind că AB cu paranteze rotunde cum e? Cel mai mic multiplu? A și B. A, B. Paranteze rotunde. Așa e, cel mai mare divizor comun. Cel mai mare divizor comun al lui AB. Și cel mai mare divizor comun al lui C și D. Și cel al lui C și D. Și D. Și acum... Sunt egale? Nu, stai puțin. Și acum între paranteze pătrate, A și B. Cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun al lui A și B. Da. Și cel mai mic multiplu comun al lui C și D. Da. Sunt cele mai mici numere naturale, invers proporționale, da, cu numerele. 1260. Așa. 525. Parcă mai rău v-am chemat. Cu problema asta. E tare problema, de când mă renunțăm. Hai să o luăm ușor. O, mai luăm o dată. Deci, da. Determinați numele naturale, nenule, A, B, C și D, știind că cel mai mare divizor comun al lui A și B. S-a notat pe X. Da. Cel mai mare divizor comun al lui C și D. Y. Cel mai mic multiplu comun al lui A și B. Z. Cel mai mic multiplu comun al lui C și D. Al lui C și D. X, Y, Z, T. Da. Sunt cele mai mici numere naturale. Da. Invers proporționale. Deci astea. X, Y, Z și T. Da. Mulțimea. X, Y, Z. X, Y, Z și T. Sunt cele mai mici numere naturale. Bun. Invers proporționale. Ele sunt invers proporționale. Da? Cu numerele. 1260. 1260. 525. 525. 36. Te pregătește, Robert. Respectiv 35. 35. Păi, gura. Acum, notațiile. Notațiile. Cel mai mare divizor comun al lui M și N. Mână. Cel mai mare divizor comun. Cel
mai mare, în paranteze, rotunde, comun, înseamnă pus în paranteze, așa, da? Și cel mai mic, asta știm. Asta știm. Da. Ne-am... Și al lui M și N, cel mai mic multiplu comun, reprezintă cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun al numerelor M și N. Mă mai citesc rău. Deci, notațiile. Deci, după ce am scris că sunt direct invers proporționale cu numerele acelea, îi spun așa. Notațiile M, N între paranteze rotunde și M, N între paranteze pătrate reprezintă... Așa, stop. Notațiile M și N. M și N. Așa, în paranteze rotunde. Da. Rotunde, da. Și M și N în paranteză pătrată, taci. Bun. Da. Reprezintă cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun, al numerelor M și N. Asta știu. Cel mai mare divizor comun și respectiv cel mai mic multiplu comun al numerelor M și N. Am înțeles. Adică dacă cumva nu mai știm cum se notează în paranteze, asta ne-a spus el. Dacă ați uitat, dragilor, iată că eu vă ajut, zice. Să știți că prin AB rotund înseamnă cel mai mare divizor comun al lor, iar prin AB în paranteză dreaptă, dreapte puse așa, înseamnă cel mai mic multiplu comun. Deci ne-a ajutat dacă cumva am uitat notațiile astea. Dar nu are nicio treabă cu M, cu N. Nu, nu are nicio treabă cu ei și ținut. Doar au fost să ne zică de notații. Nu, pe noi ne-a ajutat, ne-a venit în sprijin, da? Ne-a venit în sprijin autor. Dar am uitat, m-am uitat eu. Fiindcă s-a gândit dacă cumva s-a uitat notația asta. Dar și tu spui tot că e bine că ai insistat. Da. Bun, haide să ne apucăm de treabă. Robert, conduci. Ce înseamnă că sentiment proporțional? Plecăm aici, de aici. 1260x. Așa, echivalent, spune. 1260x egal cu 525y egal cu 36z egal cu 35t. 35? Da. Bun. Asta din ce spune autorul, da? Bine. Ce aș mai avea aici? Că x, y, z sunt numere naturale, nu așa? Că dacă, dacă a, b, c, d sunt numere naturale și divizorii x, y, z și t multipli sunt numere naturale. Punctăm și noi. Că x, y, z și t numere naturale. Hai să notăm cu un caz. Valoarea raportului. Da. Atunci. Putem scoate pe x. X egal cu k supra 1200. Deci x egal cu k supra 1260. Y egal cu k supra 1200. Cine vorbește? Eu, mă. Y egal cu k supra 525, nu? Z egal cu K supra 36. Da. Și T egal cu K supra 35. A egal cu T supra 35. Da. Și de-apoi așa. Da. Stai, tu ai dreptat că de acum începe treaba. Până acum, hai să spunem, știți ce am făcut? Am tranzitit. Da. Am așa ceva. Nu? Dacă suntem sinceri cu noi, spune adevărul, că tot nu ne-au auzit nimeni. Deci, hai să luăm ca să mai perdem un pic timpul, să vedem dacă ne vine o idee. Deci spune așa autorul, că sunt invers proporționale. Am notat cel mai mare divizor comun al A și B cu X. Știți ce ar însemna? Mai insistăm un pic aici. Ce ar însemna că cel mai mare divizor al lor este X? Ar însemna că au este x ori un k1, iar b-ul e egal cu x ori un k2. Insist. Faptul că cel mai mare divizor comun al A și B este x, ca și cum ar fi așa.
Ia uitați-vă. Cel mai mare divizor comun al numerelor 6 și 15, știți că, cu cine este egal? 1. Nu. Este 3. Că există 3 care să le împarte pe amândouă. Deci este 3. Și să vedem ce se întâmplă. 6 înseamnă 3 ori 2. Iar 15? 3 ori 5. Între 2 și 5 nu mai am niciun divizor. Adică 2 și 5 sunt prime între ele. Adăugăm și noi. Ca 1, ca 2. Lecția care știe tu de rost, poezia. Da, poezia mea am uitat-o. Asta mă, că spuneai tot timpul când ziceam. Tot timpul ziceam. Păi poezia. A egal cu X ca 1, B egal cu X ca 2, ca 1 și ca 2 sunt prime între ele. A, păi și atât. Fai, poezia. M-a deșteptă. Acum, H este egal cu... Așa, ce e egal cu... Cu Y. Ori K1. Nu că tot K1. Ori T1. T1, perfect. T1. Și D egal cu Y ori T2. De aici rezultă că T1 și T2 prime între ele. Da? La ce și prezidare, că T1 și T2 prime între ele. Am preferit. Iată-ne în clipa asta. Făcând precizare, după ce am citit A, B, C și D, am ajuns la această precizare, da? Da. Hai să vedem acum ce înseamnă că Z e multiplu comun. Da, este altceva. Cum era? Cum era poezia? Pe poezia am uitat-o. Stai să-mi aduc aminte. Ia să vedem. Ce înseamnă că am multiplu comun a două numere. Hai să zicem așa. Cel mai mic multiplu comun a acestor. Iau tot pe 6 și 15. Copii, hai să ne zicem tot aici. 6 și 15. Faptul se că... Se descompune? Nu. Faptul că e cel mai mic multiplu... Care e cel mai mic multiplu comun? 3. Este cel mai mic număr care se împarte exact și la 6 și la 15. 3 ori 2, orice nu-i luăm pe fiecare la puterea... Și comun și necomun. Deci 3 ori 2 ori 5. Corect. Cel mai mic multiplu comun este 3 ori 2 ori 5. Adică cât ar veni? 3 ori 2, 6 ori 5, 30. 30 se poate exact și la 6. A scris 60. Cât am zis? 30. 30 se împarte și la 6 și la 15. Dar e cel mai mic număr. Că am putea să luăm pe 60. 60 are aceeași calitate. Se împarte și la 6 și la 15. Dar e cel mai mic. Da? Și acolo adică e Z ori A? Deci, în condițiile în care vorbim de multiplu comun notat cu Z, înseamnă că Z ăsta, ce calitate are? Se împarte exact și la A și la B. Da? Așa, da. Deci A e un... cum gândim? Să vedem încă o dată. Facem legătura așa, să spunem. Hai să ne închipuim că s-ar fi 30. Da. E modelul nostru. Da. Înseamnă că 6 se scrie 30-ul ăsta este 6 ori un număr, da? Ori capa. Ia să vedem 6 ori ceva. E multiplu de 6. Deci au. Dacă e timpul să duce. Da, și care mai avem. Și eu, mai stăm. Mai avem. Deci, insistăm. Atenție cu toții, că să știți, fără voi nu pot face lucrurile. Fără tine, de eu le iau. Da, tu le ai, sigur că da. Deci, mă ne-ai pomenit după aceasta. Dar, Adi, s-ar putea să fii cu ideea foarte tare. Insistăm. Ne uităm aici. Ăsta e A-ul, și ăsta e B-ul, și ăsta e... În limbajul nostru de aici este Z, da? Eu trebuie să găsesc o legătură. Z-ul ăsta a înmulțit cu cine să facă Z? Divizorul B? A. Ca să facă pe Z. În A se află
cine? X ori K1. Da. AU este X ori K1. Divizor. Comun. 3. Ăsta este, ăsta este X-ul, da? Ăla e comun. Ăla e X, a, așa. Și atunci AU trebuie să legăm cu 10. Și 2 și 5 e ca AU și D, nu? E, clar, unde suntem? Ca 1 și ca 2. Ca 1 și ca 2. Aici trebuie să vedem. Deci, ca 1 și ca 2 sunt prime între ele. Înseamnă că AU ar fi X ori ca 1. Am zis asta. B este X ori ca 2. Și atunci, multiplul comun al lui A și B ar fi X ca 1 ca 2. Asta am zis eu. X ca 1 ca 2. Corect. Asta este. Deci, multiplul comun al lui A și B este X divizorul și K1 K2. Multiplul K1 K2. Dar cu cine a fost notat ăsta? Cu Z, nu? De da. Z este egal cu X K1 K2. Încă o relație care o avem prinsă. Deci Z, hai să uităm aici. Z egal cu X K1, K2. K1, K2, da? K1, da, da. K2. Și acum T1. Iar T1 va fi egal cu după... T1, T2. Y, T1, T2, da? Perfect. Da. Y, T1, T2. T1 ori T2. Iată aceste rezultate interesante obținute până în clipa de față, care sper să ne ajute. Și ăsta. Insistăm. Ia să vedem. Deci avem așa, că X, Y, Z și T sunt deja găsite. Z-ul e o legătură cu X, da? Vedem așa. Z-ul se leagă cu X-ul și T-ul cu Y-ul. Da. Și acum, în egalitățile acestea de mai sus, haideți copii, aici ne ducem. Da. 1260. Adică, uite pe mine, să nu greșesc. 1260. Până și pe mine m-aș fiert. Hai să vedem, Adi. Hai. Asta, renunțăm la chestia aceea. Reluăm încă o dată. Nu mai dăm bucata și nu mai... Nu continuăm pe culoarul ăsta, că nu văd de sorzism. Deci uite pe ce culoare continuăm. Hai să mai reau o dată ca să ne facem o bine, să ne structurăm ideile corect. Deci, Adi, faptul că X este cel mai mare divizor comun al lui A și B, înseamnă ca să scrie X ori un K1, B X ori un K2, iar K1 și K2 sunt prime între ele. Ne ajută foarte tare, pentru că în momentul în care vorbim de cel mai mic multiplu comun al numerelor A și B, atunci el, multiplul acela, este X ori K1, K2. X ori, deci divizorul se găsește și într-unul și în altul, și K1 ori K2. Am văzut așa mai devreme. Da, am făcut exemplu acela. Și la fel despre C și D, C-ul este Y ori K1, D-ul este Y ori K2, T1 și T2, T1 și T2 să fie prime între ele, da? Înseamnă că multiplul lor T, multiplul lor T este Y ori T1 ori T2. Da? Și acum, cu toate aceste lucruri știute, adică relația între Y, între Z și X, of, punctă. Relația între T și Y, o punctă, este superbă acum. Pentru că eu din șirul de egalități, am să iau egalitatea între X și Z. Asta îmi folosește. Și zic acum, 1260X egal cu 36Z. Le cuplez așa, că asta îmi place mie acum. Deci 1260X egal cu 36Z. Și o alta, între Y și cine o am? Între Y și T. 525Y. 525 Y este egal cu 35T. Și mă duc în prima și mai am că Z egal cu X ori K1 K2.
Z egal, să le scriu de sub, Z egal cu X ori K1 ori K2. Și încă, încă, T egal cu Y, T egal cu Y ori T1, T2. Și acum, pe Z înlocuiesc în partea asta și o să am 1260 X egal cu 36 ori X, X ori K1 ori K2. Ori K2. Deci X cu X se duce? Da. De o parte și alta, împărțim egalitatea prin X. Putem să, cred că se împarte 1260 la 36, vedem. Da, se împarte exact. Ia zi. Câtă? 35. 35, da? Da. Deci 35 egal cu K1 ori K2. 35 egal cu K1 ori K2. Oh. Atenție! Și K1 ori K2 prime între ele. 5 și 7. Asta era. Ah. Yay! Deci rezultă... N-am ce degeaba. Cât ori? Cât? Da? Da. Și 7 și 5. Tu ai și 7 și 5, da? Deci K1 egal cu 7 și K2 egal cu 5. Sau cealaltă variantă. K1 egal cu 5 și K2 egal cu 7. Mergem și atacăm acum cealaltă relație între Y și T. Corect. Și spunem 525. 525 ce? Y. Y. 35 ori T, care T este Y ori T1. Ori T1 ori T2. Și iată că Y cu Y se simplifică de o parte și de alta. Chiar cu 35 Y și 25. Chiar cu 35 trebuie să se întâmple. Da, și de 15. Și vine 15 egal cu T1. T1 ori T2. Și T1 adică 5 și 3. 5 da. Și 3. Deci avem T1 egal cu 3. Și T2 egal cu 5. Bă, că și eu am înțeles, sincer. Păi tu, am spus-o și eu uneori și tu chiar mă atenționezi, nu? Da? Sau T1 egal cu 5 și T2 egal cu cât? T1 egal cu 3. Bun. Dar dacă am găsit pe T1 și T2 echipele, T1, T2 ca 1, ca 2 cred că suntem foarte aproape de ei greșiți. La fel și pe A și pe B și pe toți. Pentru că A va fi X ori K1, B ori fi X ori K2, deci începe greșit să-și da drumul, nu așa? Da. Ia să vedem. Ia să vedem, ce va fi A, nu? Exact. A egal cu X ori K1. Da. Nu știm divizorul, dar poate mai facem un pas, vedem noi, îndată, nu, ne apropiem de X, fără discuții. 7X atunci, A egal cu 7X, prima. Deci avem o variantă. A egal cu 7x. Da? Așa vine? 5x, da. B egal cu 5x. B egal cu 5x. Asta ar fi prima variantă. Asta o... Da, mergem prin primul echipaj. C și D. Așa. C, C egal cu... va fi... 3... Unde ne uităm? C, C, C este uitatea Y ori T1. Y... Ori? Ori T1, ori 3. Deci 3 Y ori T1, da? Da. 3 Y. Și D egal cu 5 Y. Și D egal cu 5 Y. Unde X-ul înseamnă divizorul, da. Cel mai mare divizor al comunalului A și B, iar Y înseamnă cel mai mare divizor al comunalului C și D. Acum să vedem unde mai fructificăm noi chestia asta. Domn profesor, da, să oprim. Oprim și poate da, 5 și 8.